Bine ați revenit la mobilisima.ro. Jocul este Asphalt 9 și azi o să vă arăt cum rulează pe iPad 2018. Jocul este gratuit în Play Store, gratuit în App Store. Tableta costă în jur de 1500-1600 de lei. Hai să umblăm la grafică sau la opțiuni, Sound and Display, muzică, engine, knockdown camera. Nu părem să avem prea multe opțiuni legate de grafică aici. Controlul este pe bază de touch drive. Ok, și v-am zis că este o prezentare a modului în care arată Asphalt 9 pe acest iPad accesibil. Ok, hai să dăm play. Și am deblocat mai multe moduri. Deja de când am făcut eu recenzia, am jucat o grămadă acest titlu. Și vreau să vă arăt cum e cu Lamborghini-ul. Avem un Lamborghini aici de încercat, gratuit. Și primim și niște resurse, dacă totul merge bine. Este un Lamborghini Terzo Millennio, care arată fantastic. Și să vedem ce rezultate obținem. Jocul arată și se mișcă excelent pe iPad 2018. Tableta costă în jur de 1599 de lei pe plan local. Cred că se va ieftini foarte rapid. Este cel mai accesibil iPad, lansat câteva săptămâni în urmă. Am dat muzica la 0 pentru a nu lua vreun copyright strike. Și iar acum avem un superb Lamborghini și ne trecem cu alte Lamborghini-uri, evident. Ok. Avem niște nitrous încă din start. Suntem în Roma. Unde altundeva? Acum am folosit acel boost special nou care face ecranul MOV și este un fel de blast off care pocnește toate mașinile din jur. Când avem touch drive nu mai trebuie să virăm, trebuie să facem swipe pentru a alege o anumită rută care poate să aibă extra nitro, extra rampe și în general extrauri. În afară de asta pot să apăs pe butonul de rotire pentru a mă roti și a pocni absolut toată lumea în jurul meu. Iar dacă țin apăsat pe acest buton, fac și niște drifting. La fel cum am zis la PUBG Mobile, jocul ăsta parcă arată un pic mai spectaculos pe tabletă față de cum arăta pe iPhone-ul meu. Unde nici acolo nu arăta rău. iPhone 7, același procesor ca și această tabletă. Hai să facem o rotire din aceea specială. Da, am învățat lucruri de când ne-am făcut recenzia jocului și e foarte bine să faci rotirile astea atunci când zbori de pe o rampă. Ah, am căzut în apă. Aici trebuie să scoți cât mai puține secunde și dacă ești în top 5%, top 10%, o să primești niște recompense chiar generoase. Nu pare să fie cazul meu aici. Cam așa arată Asphalt 9 jucat pe iPad 2018. Am ieșit pe locul 3, am luat și niște bănuți, am mai deblocat niște chestii, perfect runs. Și pe lângă deblocarea acestui Lamborghini, în mod trial evident, nu în mod full, am mai deblocat și un mod de joc care este pe bază de poliție. Sunt niște curse cu poliția care vă șicanează și vă încurcă. Hai să vedem Escape. Ok. Suntem în SUA și pot să aleg între un Mitsubishi Lancer Evolution, Chevrolet Camaro, BMW Z4 sau un Nissan Nismo. Mi-a upgradat foarte mult Mitsubishi-ul ăsta, dar nu ne potrivim cu rank-ul care ne este cerut, așa că mai degrabă încercăm norocul cu Camaro. Aici trebuie doar să fugim de poliție, asta e scopul principal al misiunii, ca să zic așa. Iar tableta aceasta nu s-a încins absolut deloc, nu știe ce înseamnă lag, și nu consumă nici exagerat de multă baterie în acest nivel. A apărut și poliția. Eu o să mă rotesc puțin pentru a câștiga nitro. Și marele deliciu aici este că puteți scoate mașinile de pe circuit, mașinile poliției. E cam vremurile bune când jucam NFS, Most Wanted. Sau Burnout, de ce nu? Mergem și pe contrasens, ca orice haiduc care se respectă. Am lovit mașina poliției, dar mai sunt multe altele. Hopa! Kill după kill, ca să zic așa. Deja cred că nici Fast and Furious nu are secvențe cum fac eu aici. Ce vă arăt acum este in-game, nu este vreun filmuleț sau ceva. Wow! Au scos la înaintare chiar și Duba. Singurul moment când ești busted e când ai un accident fix lângă poliție.
Încă 39 de secunde. Crește pulsul. Face niște drifting în ciuda lor. Și până și dubița aia s-a dezintegrat în eter. Și încă o dubiță. Pagube de multe milioane de dolari facem noi aici. Crește un fel de mic record la câte mașini am doborât. Opa, roadblock. Și am încheiat în glorie, învârtindu-ne și dovedim poliția. Cam așa arată Asphalt 9, nu este un review de joc, este o prezentare de joc. Asphalt 9 pe iPad 2018 nu se încinge, nu consumă nici foarte multă baterie și arată într-un mare fel la capitolul efecte vizuale. Ok, vă recomand să-l încercați, știți deja părerea mea despre el, acum avem și urmăriri cu poliția și curse cu Lambo-ul, încă un motiv de încercat jocul. Cam atât la Mobilissimo, tableta în jur de 1599 de lei, la revedere!